În trimestrul 2 din acest an, costul orar al forței de muncă a crescut cu 3,5% în Uniunea Europeană și cu 3,6% în zona euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Dacă ne raportăm la perioada iulie-septembrie 2020, cel mai semnificativ avans anual a fost raportat în Slovacia cu 6% și Cehia, Portugalia și România cu aproape 6%. Avem însă și țări care au stat mai prost la acest capitol. În acest caz, cel mai semnificativ declin a fost consemnat în Malta cu minus 6%, Cipru minus 3,8% și Irlanda cu minus 2,9%. În trimestrul 3 din acest an, avansul costurilor cu forța de muncă în România se datorează creșterilor cu aproape 7% în domeniul non-business. Pe sectoare ale economiei la noi, costul orar cu forța de muncă a crescut cu peste 5% în construcții, cu 2,3% în industrie și cu aproape 6% în servicii.